Auditoriumul Iosef Schmidt din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava a fost gazda conferinței internaționale Jurisdicția Constituțională. Evenimentul s-a derulat în contextul organizării la Suceava trilaterale curților constituționale din Lituania, Republica Moldova și România, cu participarea președinților acestora. Conferința internațională Jurisdicția Constituțională a fost organizată de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Asociația Științifică de Drept și Administrație Publică și Asociația Europeană a Studenților de Drept ELSA Suceava, sub înaltul patronaj al Curții Constituționale a României. La această manifestare a participat președintele Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, președintele Curții Constituționale a Republicii Lituania, Danius Zalimas, președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova, Alexandru Tănase și alți reprezentanți ai autorității judecătorești, precum și personalități ale mediului universitar din România. În cadrul evenimentului au avut loc discuții cu privire la problemele comune ale celor trei instanțe de drept constituțional. S-a reflectat în atenția audienței chestiuni referitoare la autonomie instituțională și autonomie academică, hotărâri importante și provocări recente, secretului corespondenței și istoria jurisprudenței. Onorat prezidiu, stimați oaspeți, dragi colegi, dragi studenți, permiteți-mă în primul rând, în numele comunității academice sucevene, să urez un bun venit oaspeților noștri în această universitate, singura universitate românească din Bucovina, acest ținut împărțit astăzi între două țări, dar un ținut binecuvântat de Dumnezeu cu cele mai frumoase mănăstiri din România și cu cele mai frumoase peisaje, dar și cu o elită intelectuală din care cea mai departe este în această sală. Universitatea noastră a fost fondată în anul 1963, deci împlinește acest an 52 de ani. Este o întâlnire trilaterală între trei curți constituționale. Acest tip de întâlniri se organizează în conferința curților constituționale europene și nu numai. În programul acela despre care se vorbește foarte mult de dialog al judecătorilor, cred că aceasta este cea mai bună formă de dialog, întâlnirea între membrii curților constituționale. De regulă, astfel de întâlniri se desfășoară fără prezența publicului. Sunt doar participanții, doar judecătorii, pentru că se discută probleme strict de specialitate. Am preferat Suceava pentru că între Suceava și Lituania relațiile sunt de sute de ani. Știu din istorie că a fost o perioadă când aveam chiar graniță comună. Deci este un argument istoric formidabil să-i aducem pe lituanieni aici. Mai mult, suntem toate trei curțile din țări de marginea Europei. Avem aceleași probleme, avem aceleași probleme de rezolvat și chiar aceleași soluții de foarte multe ori. Conferința la care au participat responsabilii din Suceava și județele vecine ai celei de-a treia puteri în stat, cadre didactice și studenți, s-a încheiat cu dezbateri și concluzii pe marginea subiectelor discutate.